Mare încredere în ele, nu este nicio diferență între femei și bărbați, avem toate șansele și cred că oportunitățile ne le putem crea singure. Înțeles mai bine cumva, să zicem, esența vieții, misiunea noastră și că trebuie să fim și recunoscători și generoși pentru ceea ce suntem și ceea ce avem. Mi-ar place foarte mult să cred că odată cu anii care trec, tinerele fete au curaj, tinerele fete se gândesc să fie antreprenoare, să intre într-un domeniu tehnic, să schimbe cumva lumea, să nu creadă că sunt mai prejos decât băieții și că femei ca mine sau ca colegele mele sau ca tine încearcă cumva să se implice mai mult decât propriul job și încearcă să schimbe ceva. Mesajul meu pentru doamnele și domnișoarele din România este să fie curajoase, să vadă oportunitățile, să-și asume riscurile și să-și dea seama că atitudinea contează. Restul se poate învăța, dar atitudinea și dorința de a reuși, astea sunt foarte importante. Vreau să ne auzim unii cu alții, pentru că dacă ne auzim ne și înțelegem și pentru că dacă ne înțelegem putem să și conlucrăm. Tot ceea ce facem se reflectă asupra noastră, dar iradiază ca o poveste pozitivă și pentru celelalte femei. Cumva este foarte mult despre ce poți tu să faci tu cu tine versus decât să aștepți ca altcineva să facă lucruri pentru tine. Sistemul, soțul, prietenul, prietenii tăi, jobul, șeful tău, sunt foarte multe resurse în fiecare dintre noi și este minunat să le putem vedea și să le putem folosi. Și mesajul meu este ca femeile din România să aibă curaj. Pot să le transmit femeilor să nu se lase niciodată influențate, să știe că sunt puternice și pot face orice într-o lume chiar a bărbaților. Cu mai multă solidaritate din partea femeilor ar face bine întregii societăți. Să aibă ambiție și încredere în ele și perseverență, pentru că pe lângă ambiție și încredere trebuie să și persistăm de fiecare dată în fiecare acțiune pe care o facem. Eu le-aș încuraja pe femei să dezvolte și afaceri sociale, pentru că vor reuși pe lângă profitul economic, cu siguranță să facă un profit social care le va compensa în viață tot efortul acesta de a fi femeie antreprenor, de a investi, de a, nu știu, de a-ți asuma un risc, de a fi practic în prima linie când nu este chiar ușor, dar în economie socială, în antreprenoria socială, ai o satisfacție enormă dacă reușești să faci business-uri de genul acesta. Dragi femei, nu este despre a fi mai frumoasă, nu este despre a fi mai deșteaptă, nu este despre a fi mai capabilă, este despre a crede că ești. Și părerea mea este că sunteți deja acolo. Indiferent cine sunteți și de unde vă uitați, faceți loc pentru un pic mai multă relaxare în felul în care vă priviți, dansați cu viața și luați-vă un pic mai puțin în serios.